Salut, dragi! Voi face citirea pentru săptămâna 16 ianuarie, 22 ianuarie, o săptămână cu o lună plină în Vărsător. Pentru voi este o casă a schimbării, a transformării. O casă a opta. Veți primi runele și sfatul tarotului ermetic. Turnul arată că o construcție pe care ați făcut-o se va dărâma. Poate fi vorba de un proiect, de un plan pe care vi l-ați făcut și în care ați făcut foarte multe greșeli, foarte multe imprudențe. Acest fulger vă dărâmă toată construcția, vă aduce stagnare, vă arată greșelile, dar totuși aveți șansa să reconstruiți totul pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Voi aveți o trădare, sunteți trădați de cineva. Deci, cineva vă trădează. Aveți această suferință a trădării, a conștientizării situației că ați fost trădat. În schimb, în ceea ce vă doriți voi, un hobby, o creativitate, iubire, fericire, aveți un prinț de spade. Poate fi vorba de un bărbat foarte tânăr, cu ascendent zodie în gemeni. Un bărbat capabil să lupte, un războinic, o persoană foarte crudă care este capabilă să vă provoace suferință din vorbe. În schimb, în cunoaștere, într-o călătorie, studii, voi găsiți motivul să vă împăcați cu cineva. Vă împăcați cu cineva, fie că este mentorul vostru, o persoană cu care călătoriți și vreți să aveți o călătorie frumoasă, amiabilă, plăcută. Cedați și voi, cedează și celălalt și ajungeți la această înțelegere. Resursele voastre în aceste resurse. Voi vă doriți să fiți poate protejați de un rege de spade. Vorbim de o persoană care vine și impune, dar vă cere și vouă să respectați niște reguli. Este acel personaj care respectă legea, respectă regulile, impune și celorlalți să respecte. Este o persoană rece, o persoană mentală, capabilă să vă impună acest lucru. În schimb, în ceea ce numim noi locul de muncă, aici primiți niște bani, un as de monede. Sunt bani care vă dau o stare de bine, vă simțiți foarte bine. Puteți să investiți, este o sumă mai mare de bani care vă dă acea putere de investiție. Este un fel, considerat un fel de talisman al norocului, acest as de monede. Dar este bine să țineți seama la investiții de aspectele pe care le au planetele, adică Jupiter, Soare, Mercur și, bineînțeles, în carieră vreți să fiți un magician, vreți să vă atingeți un scop. Magicianul întotdeauna își atinge scopul fixat, folosindu-se de toate semnele arcanelor, adică de tot ceea ce reprezintă relații, comunicare, creativitate, idei, gândire, energie, vitalitate, dar și bagheta magică cu care poate să manipuleze persoane, situații pentru a-și atinge scopul. Toate sunt folosite la infinit, nu va scăpa nimic nefolosit. Aceștia sunteți voi, magicienii, în carieră.
În ceea ce privește comunicarea cu apropiații, frați, surori sau chiar vecini, această comunicare nu va aduce cam nimic benefic. Este o suferință continuă, fiindcă 10 de spade arată această suferință în această comunicare. Sunt persoane care vă trădează, persoane care nu vă doresc tocmai binele. În ceea ce privește un contract, o asociere, un proces, voi v-ați imaginat tot felul de situații. Am zice, v-ați creat tot felul de iluzii, de amăgiri. Acest personaj are atâtea cupe în față și nu știe niciodată ce va primi. În schimb, în relații, aveți un rege de cupe, un scorpion, un bărbat cu ascendent zodia, un scorpion. Un bărbat care își arată sentimentele, sensibilitatea, romantismul și trebuie să-i câștigați bunăvoința. S-ar putea să fie un prieten sau un protector care să vă ajute. Trebuie să fiți atenți să nu-l răniți, fiindcă rănit s-ar putea răzbuna. Căminul, familia, schimbarea și sacrificiul sau secretul vostru. Poate fi vorba de un secret. Aveți aici familia. În familie voi vă arătați forța voastră, puterea voastră de a vă mobiliza trup și suflet, la fel ca și magicianul la infinit. Puteți să arătați această dragoste, această sensibilitate, preocupare de față de familie, de trecut, de părinți. Astfel încât să îmblânziți o situație, să țineți sub control o situație dificilă. Sunteți capabili de acest lucru. În ceea ce privește schimbarea, aici s-ar părea că vă schimbați, deveniți cumva generos sau generoasă. Vreți să dați o șansă unei persoane, vreți să-i arătați că sunteți generoși, că puteți să-i oferiți câțiva bănuți, că puteți să o ajutați. Această generozitate poate să fie și pentru voi, dar și voi puteți să oferiți această generozitate. În ceea ce privește secretul vostru, este legat de o regină de spade, o femeie în vârstă, cu ascendent, zodie sau luna plină, în balanță. Poate să fie legată de relația voastră cu această femeie, de a-i afla secretele, de a încerca să-i aflați sentimentele, dar nu veți reuși niciodată să-i aflați sentimentele. S-ar putea să sfârșiți prin a urâ. O regină de spade, puteți comunica cu ea, puteți negocia, puteți avea o discuție cu tact, diplomație. Aceasta este citirea pentru voi, racii. Țineți cont de faptul că aveți două arcane majore, magicianul și forța, puterea. Deci în această săptămână veți fi într-adevăr în forță, veți încerca să vă atingeți scopurile pe care vi le-ați propus. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.